Bună ziua, vă salut și vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației astăzi prelejuit de depunerea candidaturilor pentru alegerile parlamentare din noiembrie-decembrie 2024. Partidul Național Liberal vine cu cea mai performantă echipă pentru membrii în Parlamentul României, o echipă 100% de nemțeni, care se va implica și va munci 100% pentru neamț. Colegii mei care sunt pe listele de candidatură pentru Senat și Camera Deputaților acoperă tot arealul județului Neamț și în același timp ne-am dorit să acoperim și din punct de vedere profesional cât mai multe domenii de activitate. Pentru că este foarte important atunci când vor fi membri în Parlamentul României să fie în comisii de specialitate pentru a își putea aduce contribuția, implicarea, activitatea, astfel încât să facă lucruri bune pentru români și, evident, și pentru nemțeni. Avem nevoie de legi din ce în ce mai coerente, din ce în ce mai apropiate de ce înseamnă acquis-ul comunitar, astfel încât să fim cât mai pragmatici și să putem susține cu adevărat principalele domenii de activitate. Fie că vorbim de învățământ, fie că vorbim de sănătate, fie că vorbim de mediul de afaceri sau de mediul social, deopotrivă sunt domenii importante pentru România, pentru români și consider foarte important ca și mai departe să fie păstrate anumite lucruri pe care noi, în prezent, în Parlamentul României le-am susținut și trebuie susținute. Amintesc aici, cota unică, sub nicio formă, nu trebuie să acceptăm creștere de taxe și impozite. De asemenea, nu avem nevoie de impozite noi, pentru că într-o perioadă grea, într-o perioadă de criză, dacă nu poți să scazi taxele și impozitele, măcar să nu le crești. Avem nevoie de predictibilitate pe ce înseamnă codul fiscal, avem nevoie de un cadru legislativ cât mai coerent și lucrurile au început deja să se întâmple atât în domeniul educației, dar mai cu seamă în domeniul sănătății, unde vedem că există sincope destul de mari. De asemenea, avem nevoie de prevederi legale care țin de partea socială și Partidul Național Liberal a venit cu proiecte de lege atât pe ceea ce înseamnă ridicarea plafonului pentru impozitarea pensiilor de la 2.000 la 3.000 de lei, aproape 30.000 de nemțeni beneficiază în acest moment de această scutire de impozit. De asemenea, am venit cu o prevedere foarte clară pe ce înseamnă pensiile militarilor și mă refer la actualizarea soldei de grad, un proiect de lege pe care l-am amendat în cadrul Comisiei de Apărare Ordică Publică și Siguranță Națională pe care o prezidez și în prezent și care a fost tras pe dreapta datorită unor, sau din cauza mai bine zis, pentru că din punctul meu de vedere nu produce lucrurile bune pe care ne le-am dori, a unui principiu sesizat de Consiliul Legislativ pe principiul bicameralității și de aceea am venit imediat cu un proiect de lege nou PLX 540/2024 care să rezolve această problemă. Din păcate, Partidul Social Democrat nu a fost de acord să intrăm în procedură de urgență și până de ziua armatei, așa cum ne-am propus, să fie adoptat acest proiect de lege și să rezolve problemele care trenează din 2017 și încercăm cât mai repede să-l trecem pe comisii, chiar dacă a fost dus în dezbatere publică în 30 de zile, adică până pe 11 noiembrie. Trebuie să fim implicați cu toții și să înțelegem că românii aleg români pentru români. Și acest lucru va fi foarte important ca și deviză a echipei de, pentru Parlament a PNL Neamț. Alături de mine este domnul senator Eugen Țapu, care va deschide lista pentru Senatul României împreună cu domnul Vlad Vieru, cu doamna
socia Ana, colegi implicați, colegi care cu adevărat cunosc care este problematica județului Neamț și în același timp vin pe domenii de activitate pe care le cunosc foarte bine. La Camera Deputaților lista este deschisă de domnul Adrian Ciobanu, până de curând subprefect al județului Neamț, un om care cunoaște foarte bine situația din Piatra, dar și din zona metropolitană. Vorbim de doamna Adelina Lazăr, o tânără care a terminat atât Facultatea de Psihologie, cât și la Universitatea de Medicină, Facultatea de Nutriționist, și iată că avem nevoie pentru sănătate, pentru partea de psihologie, pentru partea de a ști cum să facem să trăim cât mai sănătos și cât mai curat. Mamă a doi copii. De asemenea, vorbim de domnul Leonard Achiriloae, actualul primar al municipiului Roman, un om care a activat atât administrație publică cât și în sănătate. Vorbim de domnul Vali Stavarache, un om de afaceri, deci iată și mediul de afaceri este reprezentat. Vorbim de doamna Mihaela Isciuc, consilier județean, președinta organizației de femei și sigur, fără a dori să supăr pe cineva, toți colegii au o importanță deosebită în această activitate pentru că au dovedit probitate morală, profesională, implicare și că le pasă de nemțeni și de români. Fie că vorbim de domnul Bogdan Ardeleanu, fie că vorbim de doamna Păiuș, inspector general adjunct de la Inspectoratul Școlar Județean Neamț, fie că vorbim de Laurențiu Crețu, toți sunt oameni implicați, de Lucian Blaga, om de afaceri, un om foarte serios și implicat atât în viața mediului de afaceri, cât și ca camarad în Partidul Național Liberal. Cu scuze că n-am enumerat toți colegii, vă spun că deopotrivă pentru noi, toți sunt oameni serioși și ne-am dorit să creăm cea mai performantă echipă, așa cum am spus și la început, din nemțeni pentru nemțeni. Cred că este important acest lucru, a fost deviza noastră pe care am susținut-o la nivelul conducerii Partidului Național Liberal, conducerea națională, și am reușit să venim cu această echipă în fața dumneavoastră, fără importuri din alte județe sau din alte partide. Cred că e un lucru bun care arată coerență, coeziune, pragmatism, onorabilitate și respect pentru nemțeni din partea PNL Neamț. Eu vă mulțumesc, rog pe domnul senator Eugen Țapu să vă adreseze un mesaj. Mulțumesc și eu, vă mulțumesc că sunteți prezenți la declarațiile noastre de presă. Voi fi foarte concis. Într-adevăr, așa cum bine spunea colegul meu, domnul deputat Dan Laurențiu Leoreanu, președintele Partidului Național Liberal Liala Neamț, avem cea mai bună și cea mai performantă echipă. Este de ajuns să vă uitați pe CV-urile colegilor mei și vă spun clar că sunt CV-uri impresionante. Acoperim tot arealul județului. Avem antreprenori, avem ingineri, avem zoologi, avem profesori, avem economiști, avem de toate pentru toți. De aceea vă spun că avem cea mai bună echipă și cea mai performantă parte. De asemenea, avem în același timp și cel mai bun candidat la alegerile prezidențiale în persoana domnului președinte Nicolae Ciucă, pentru că toți și colegii mei de la Neamț, dar și domnul Ciucă, măcar și-au făcut școala la timp. În altă ordine de idei, avem câteva obiective foarte clare. Unul este de menținerea cotei unice de impozitare, doi este de înghețarea taxelor pentru anul 2025, trei este un obiectiv foarte serios de reducerea CASE-ului de la 25% la 20%. De asemenea, amintiți și colegul meu un proiect eminamente liberal de neimpozitare a pensiilor sub 3.000 de lei, de care beneficiază peste 24.800 de nemțeni. Un proiect eminamente liberal. Nu în ultimul rând, unul din proiectele pe care le-am inițiat, care face dreptate în rândul angajaților din sectorul privat, este cel care a trecut de Senat, cel cu voucherele de vacanță
pentru angajații din sectorul privat, pentru că nu poți să ai în România două tipuri de angajați, unii de rang 1 și unii de rang secund. Este absolut necesar ca acest proiect, care se adresează celor 4,2 milioane de angajați din sectorul privat, dintre care peste 92.000 sunt nemțeni, să treacă și de Camera Deputaților. Actualmente este blocat de PSD la Camera Deputaților, deși au semnat prin liderul de grup că sunt de acord, ne-au promis că vor fi de acord, că va trece proiectul, l-au blocat. Da, sper să le vină mintea de pe urmă. Nu în ultimul rând, dați-mi voie să le mulțumesc celor peste 45.000 de nemțeni care au semnat atât pentru noi, ca să candidăm la Parlament, cât și pentru domnul președinte Nicolae Ciucă, viitorul președinte al României, pentru că avem convingerea că va intra în turul 2 și va și câștiga alegerile prezidențiale. Noi am avut la alegerile locale, și aici îi mulțumesc domnului fost președinte George Lazăr și întregii echipe de la județul Neamț, pentru că am muncit 3 ani și jumătate împreună în echipă, pentru că ăsta este secretul, echipă, echipă, unitate și echipă, iar echipă și iar unitate. Am avut rezultate excepționale, 41 de primării, am câștigat 417 consilieri locali, 14 consilieri județeni. De aceea vă spun că am încredere că la aceste alegeri parlamentare, cât și la prezidențiale, în județul Neamț, Partidul Național Liberal va face o performanță foarte, foarte bună. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu, domnul senator. Îl invit acum și pe domnul inginer Adrian Ciobanu, cel care deschide lista la Camera Deputaților. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei. Bună ziua, dragi nemțeni. Sunt Adrian Ciobanu și deschid lista de candidați ai Partidului Național Liberal, filiala Neamț, pentru Camera Deputaților. Este o mare onoare pentru mine și, în egală măsură, o imensă responsabilitate, atât față de colegii mei liberali, echipă din care fac parte cu foarte mare mândrie, cât mai ales față de nemțeni. Îmi asum astăzi în fața dumneavoastră un angajament. Merg în Parlamentul României să fac bine, așa cum am făcut, permiteți-mi, vă rog, să cred asta, de-a lungul întregii mele cariere. Ca subprefect, am bătut județul în lung și în lat. Cunosc oamenii, cunosc problemele cu care se confruntă fiecare comunitate în parte și îmi doresc cu toată ființa mea să pun numărul la rezolvarea acestor probleme, măcar în parte. Vă asigur de întreaga mea considerație și vă asigur că nemțenii pot conta pe mine. Vă mulțumesc din suflet! Vă mulțumesc și eu. Așa cum vă spuneam, astăzi am depus listele cu semnături și tabele cu cei pe care Partidul Național Liberal Neamț i-a nominalizat pentru Parlamentul României. În această toamnă-iarnă, în acest sezon, nu de modă, ci electoral, avem alegeri pentru Parlamentul României și are alegeri pentru președinția României. Vreau să subliniez și eu că este la fel de important ca să avem un președinte responsabil, onest, cu demnitate, cu onoare, așa cum e important să avem o echipă redutabilă în Parlamentul României. Aș vrea să vă spun despre președintele Partidului Național Liberal și candidatul la președinția României. Este un om, așa cum s-a spus, în primul rând, care și-a făcut școala la timp, un om care a terminat ca șef de promoție Academia de Înalte Studii Militare, un om care și-a început cariera sub drapel, sub jurământ de credință față de patrie și popor, un om care a urcat în ierarhia profesională, ajungând de la comandantul batalionului 26 Infanterie Scorpionii Roșii cu participare în teatrele de operațiuni din întreaga lume, ulterior comandantul Divizia a 2-a Jetica, apoi șeful statului major al forțelor terestre, apoi comandantul armatei, fiind șeful SMAP-ului, ministru apărării, prim-ministru al României, în prezent președintele Senatului. Este un om care vine din popor și va fi pentru popor. Este un om care are în spate 34 de ani de carieră profesională și doar 5 ani de politică. Da, într-adevăr, nu este un politician de carieră,
ci este un profesionist, un om care a atins excelența în domeniul său de activitate. Punând în balanță, vorbim așadar de un om cu 34 de ani de activitate profesională și 5 ani de politică, în timp ce alții au venit cu 5 ani de carieră profesională și 34 sau 35 de ani de politică. Cred că este foarte important, dincolo de a fi un politician bun, care sigur că este un lucru important, ca fiecare să aibă în spate un background profesional de excepție. Lucru pe care Nicolae Ciucă îl are. Așadar, cum vă spuneam, este un om care atunci când promite își ține cuvântul, un om care este implicat, un om care analizează, gândește de 2-3 ori și apoi ia decizia, pentru că este foarte important să nu ne jucăm cu soarta românilor. Nu în ultimul rând, președintele României este prin natura funcției și șeful CSAT, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, și în același timp comandantul suprem a Forțelor Armate. În acest context geopolitic, destul de complicat, cu război la graniță, vezi conflictul ucrainiano-rus, conflict major în Orientul Mijlociu, cred că este foarte important să avem un om competent, un om care cunoaște problematica, un om care și prin natura funcțiilor deținute, ministru al apărării, ulterior prim-ministru, a fost membru CSAT, un om care cunoaște foarte bine din punct de vedere strategic, geopolitic și militar situația, să poată fi la conducerea țării astfel încât oricând să emită puncte de vedere corecte, pertinente și predictibile. Iată ceea ce recomandă pe Nicolae Ciucă pentru președinția României. Așadar, Partidul Național Liberal, astăzi cu o echipă performantă de nemțeni pentru nemțeni, avându-l pe Nicolae Ciucă alături ca și candidat pentru președinția României, urează tuturor nemțenilor gândul cel bun și să aibă încredere. În tot ceea ce facem, încercăm să facem lucruri bune pentru români și pentru nemțeni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Dacă nu... Vestea, prima întrebare. Care credeți că este acum listele, echipe de candidați pe care o PNL-ul în față de ceilalți candidați? Chiar în debutul acestei prezentări am spus clar, echipa pentru Parlamentul României a Partidului Național Liberal Neamț considerăm că este performantă. În primul rând, este autohtonă, pentru că vorbim de o echipă formată din nemțeni 100%, care vor munci și se vor implica pentru Neamț 100%, pentru că trăiesc și locuiesc în Neamț toți, adică 100%. Faptul că candidații noștri reprezintă mai multe domenii de activitate, am dorit să acopere plajele reprezentate prin comisiile de specialitate din Parlamentul României pentru a putea veni cu inițiative competente care să aducă un plus pentru viața românilor și eventual, sau mai bine zis, chiar ne dorim acest lucru să puncteze un câștig și pentru categoriile socioprofesionale. Este foarte important acest lucru și cred că e un atu important pentru echipa pentru Parlamentul României nominalizată și pentru care am depus astăzi candidaturile a Partidului Național Liberal Neamț. Altcineva, dacă... Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc frumos pentru disponibilitate, vă urez o zi frumoasă și să avem succes pentru Neamț. Doamne ajută!